Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate 101 locuri de muncă vacante. Ofertele sunt disponibile atât pentru șomerii neindemnizați, cât și pentru cei indemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Agent de securitate 2 locuri, agent comercial 1, asistent manager 1, ambalator manual 2, agent curățenie 1, asistent veterinar 1, bucătar șef 1, casier 3, coafor 2, cofetar 4, dispecer 2, dispecer centru alarmă 1, dulgher restaurator 2, electrician 3, frezor universal 1, fierar betonist 2, femeie de serviciu 2, funcționar administrativ 1, frizer 2 locuri, fochis 2, gestionar depozit 1, inginer industrializarea lemnului 1, instalator sanitar și gaze 2, lucrător comercial 3, lăcătuș mecanic 5, lăcătuș confecții metalice 4, lucrător salubrizare 1, manipulant mărfuri 2 locuri, măcelar 1, montator placaje interioare 1, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 4, muncitor necalificat în construcții 5, ospătar 2, pizar 5 locuri, pregătitor lemnașchietor 2, recepționer magazioner 1, strungar universal 1, supraveghetor hotel 2, șofer 11, sudor 2 locuri, spălător, fierbător celuloză 2, tehnician videoalarmă 1, tehnician veterinar 1, tâmplar universal 3, vopsitor în lemn 1, vânzător 2 locuri, un loc de zidar și un loc pentru cei care au calificarea de zugrav. De asemenea, cei interesați pot consulta ofertele de muncă la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.